Care e situația la spitalul Matei Pal și acolo s-au vaccinat? Câte cadre medicale s-au vaccinat? Păi a fost așa, în primele zile, atunci când a fost mesajul de început, practic într-o săptămână, jumătate dintre cei care lucrează la Matei Bal s-au vaccinat. A urmat apelul. Și acum noi continuăm. Ce trebuie spus este că, în general, la spitalele de primă linie, procentul celor care își doresc vaccinarea este categoric mai mare decât la spitalele care nu vin în contact cu pacienții SARS-CoV-2 și este logic. Pentru că e clar că vezi care e realitatea, vezi că pot fi forme severe, vezi, de exemplu, că și oamenii tineri pot să facă, chiar dacă rar, complicații și atunci privești altfel lucrurile. Și în afară de poate o minoritate, când totdeauna va exista celor care nu se vaccinează, mai ales la nivel de spitale de primă linie, lucrurile sunt clare. Mi-aș dori să fie la fel și la celelalte spitale, adică să realizeze că până la urmă toți suntem în aceeași căciulă și aceleași probleme pot să apară. Cât de mare este procentul celor care s-au vaccinat, a medicilor care s-au vaccinat? Păi nu, încă, lucrurile încă se întâmplă, da? Deci personalul medical acum definitivează. La noi procentul oricum este în mod clar peste 90%. Și cei care au avut poate unele semne de întrebare l-au rezolvat pe parcurs. Dacă la nivel de populație avem undeva 2-3, probabil spre 70%, dacă vorbim de doritori, cu siguranță procentul este mai mare, peste 90% când vorbim de spitalele de primă linie.